Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă porție de sănătate. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre hernia de disc lombară. Cum apare această afecțiune, dar și care sunt modalitățile de tratament, aflăm de la invitata mea, doamna dr. Emilia Furdu-Lunguț, medic primar neurolog, șefa secției de neurologie de la Spitalul CF2. Bună ziua, doamna doctor, mă bucur că ne sunteți alături. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit. Doamna doctor, cum apare hernia de disc lombară și cât de frecventă este această patologie? Hernia de disc lombară, din nefericire, este destul de frecventă atât în neurologie cât și în neurochirurgie. De ce spun acest lucru? Pentru că în momentul în care punem diagnosticul de hernie de disc lombară, deja ne aflăm într-un stadiu avansat al unei afecțiuni a coloanei vertebrale. De ce spun stadiu avansat? Pentru că hernia de disc lombară este rezultatul unor modificări discovertebrale care se petrec timp îndelungat. Nu apare brusc și dintr-o dată, deși sunt și astfel de situații, ci se constituie niște modificări în timp, modificări discodegenerative și pe fondul unor factori favorizanți sau factori declanșatori se produce această hernie de disc. Care ar fi acești factori declanșatori? Da, pe pacient îl interesează foarte mult și care sunt factorii declanșatori, cum poate să prevină formarea herniei de disc și de asemenea cred că îi interesează foarte mult și ceea ce se întâmplă în timp la nivelul coloanei vertebrale și în special la nivelul coloanei lombare. Coloana vertebrală, știm cu toții, este formată dintr-o multitudine de vertebre care sunt așezate unele sub altele într-un aliniament aproape perfect, menținut de niște formațiuni osteoligamentare, musculare și, bineînțeles, un rol important îl are și discul lombar. Ligamentele sunt anterior-posterior, ligamentul galben și interspinos, care mențin acest aliniament, dar și integritatea osoasă și, de asemenea, integritatea musculaturii paravertebrale. Pentru că discul intervertebral este cel care asigură spațiul dintre cele două vertebre. Este format dintr-un nucleu pulpos, care este o porțiune gelatinoasă, precum o perniță, și un inel fibros în periferie, inelul fibros fiind cel care menține discul în poziție centrală. Până la vârsta de 20 de ani, acest disc are vascularizație proprie. După această vârstă, se hrănește prin imbibiție, din vecinătate. Mai mult decât atât, tot după această vârstă are loc depunerea de colagen, de elastină, se produc modificări în metabolismul glicozaminoglicanilor și atunci discul degenerează și se deshidratează. Degenerarea și deshidratarea discului duce la îngustarea spațiului intervertebral, dar totodată îl predispune la deplasări din locul obișnuit, locul central. Deplasările discului intervertebral pot să fie deplasări pe verticală sau deplasări pe orizontală. În plan vertical, discul interesează corpurile vertebrale în care sapă adevărate geode și pot fi văzute la examenul imagistic ca niște deformări ale corpilor vertebrali. Și sunt descrise nodul jmorl, ele de fapt sunt niște hernii intraspongioase, respectiv hernii centrale în interiorul corpului vertebral. Dar cel mai frecvent, discul intervertebral, se deplasează pe orizontală și comprimă măduva spinării, sacul dural și, bineînțeles, rădăcinile nervoase. În momentul în care se produce această deplasare a discului intervertebral, sunt diferite stadii. Să zicem că ne aflăm în stadiul de protruzie discală.
apar dureri, apar dureri cronice și pe fondul durerii cronice se pot întâmpla și decompensări acute. De ce? Pentru că pacientul, bineînțeles, efectuează o serie de eforturi iar fizice, iar coloana lombară este segmentul coloanei vertebrale, care este cel mai mobil și cel mai frecvent supus tuturor mișcărilor de rotație, de extensie, de flexie anterioară sau posterioară. Și de asemenea, când pacientul efectuează un efort fizic, de exemplu, ridică o greutate exact din poziția a plecat sau ridică o greutate prin răsucire. Aceste manevre sunt două manevre care favorizează ruptura ligamentului și deplasarea discului intervertebral la nivel medular. Da, kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe coloana lombară? Da, sigur. Obezitatea este recunoscută ca fiind favorizantă a herniilor de disc, a deplasărilor discale în general, pentru că, asta spuneam, coloana lombară este cea care, de fapt, duce cea mai mare greutate a corpului, pentru că la nivelul coloanei lombare se reflectă toată greutatea trunchiului și spuneam că este și segmentul cel mai mobil și atunci toate eforturile pe care le facem, fie eforturi fizice, fie ortostatismul prelungit, adică menținerea poziției verticale mult timp sau menținerea poziției șezând la fel prelungită, toate acestea supra-solicită vertebrele lombare și se pot produce modificările discodegenerative care în final favorizează deplasările discale. Nu numai hernia discală este cea care poate apare în astfel de condiții, ci și o serie întreagă de modificări osteoarticulare, osteoligamentare, care la rândul lor vor facilita aceste deplasări discale. Da, cei care au meseria de șofer și sunt nevoiți să stea foarte mult timp pe scaune, să conducă, poate să plece, să meargă dintr-o țară în alta, ar fi mai predispuși? Sigur că da. Deja menționam că poziția șezând prelungită, iar în condițiile în care persoana respectivă prezintă modificări discovertebrale sau osteoarticulare sau ale ligamentelor, atunci această poziție menținută ore întregi va favoriza deplasările discale, dar și deplasările la nivelul vertebrelor, pentru că durerile lombare cronice nu sunt întotdeauna determinate numai de hernia de disc lombară. De multe ori se întâmplă deplasări în ax ale vertebrelor, așa numitele anterolistezis și retrolistezis, și aceste deplasări în ax determină compresiuni pe rădăcinile nervoase și totodată favorizează și deplasarea discului intervertebral. De asemenea, tot în timp, pe lângă deshidratarea discului, se poate produce și o fragmentare a acestuia, se produce o îngustare a spațiilor intervertebrale, tasări vertebrale, așa cum le numim noi intermedii de specialitate, și aceste tasări vertebrale, de fapt, favorizează compresiunile pe rădăcinile spinale și deci durerea cronică. Totodată, datorită mișcărilor la nivelul coloanei lombare, cele despre care povesteam, mișcările de rotație, de flexie, în permanență se exercită o tracțiune pe locul de inserție al ligamentului la nivelul corpului vertebral și astfel se formează acele osteofite, excrescențe osoase sau ciocurile de papagal, care vor crește în timp. Creșterea acestora poate duce la unirea celor superioare cu celor inferioare și se pot forma astfel blocuri vertebrale. Aceste blocuri vertebrale determină
o imobilitate a coloanei vertebrale și, bineînțeles, dureri lombare cronice sau compresiuni pe rădăcinile nervoase și, totodată, favorizează și deplasarea discului cu hernierea acestuia la nivelul coloanei lombare. Da. Principalul semn al herniei de disc lombare este durerea? Principalul semn, da, este durerea, dar uneori pacientul prezintă dureri de mai mult timp, așa numita lombalgie cronică, lombalgie care prezintă exacerbări în funcție de eforturile pe care le efectuează, în funcție de ortostatismul prelungit, de expunere la frig, la umezeală, iar în condițiile în care durerea aceasta cronică, durerea cu care pacientul este obișnuit, se modifică din punct de vedere al caracterului și al intensității, atunci deja trebuie să ne gândim că la acel nivel s-a întâmplat ceva nou. Iar în condițiile în care durerea devine intensă, pacientul prezintă tulburări de mers, prezintă inabilitate la nivelul unui membru, pentru că una din caracteristicile acestei dureri lombare, mai ales când este vorba despre hernie de disc, este iradierea pe un membru inferior. De ce se produce această iradiere? Pentru că discul în deplasarea sa comprimă nervul sciatic, nervul sciatic sau marele sciatic, fiind ramura terminală a plexului sacrat, care, după ce iese din bazin, are un parcurs pe fața posterioară a coapsei până la fosa popliteie, unde se desparte în cele două rădăcini terminare, sciaticul popliteu intern și sciaticul popliteu extern. Și atunci, compresiunea pe nervul sciatic ne dă nevralgia sciatică sau sciatalgia. Și de aici rezultă iradierea durerii pe un membru inferior. În acest moment, deja ne punem un mare semn de întrebare că este posibil să fie vorba despre o hernie de disc care a apărut, bineînțeles, pe fondul degenerărilor discovertebrale, osteoarticulare, ligamentare, care s-au produs de-a lungul timpului, iar pacientul a efectuat probabil un efort care a dus la hernierea discală. În momentul în care există durere intensă, există și compresiune, iar imagistica vertebrală ne va confirma probabil diagnosticul de hernie de disc. Și în acest caz vorbim despre sciatica hiperalgică. Dacă pacientul prezintă dureri intense o anumită perioadă de timp, după aceea durerea scade în intensitate și apare un discret deficit motor și o inabilitate, atunci vorbim despre sciatica paralizantă, situație în care pacientul ar trebui de urgență să se prezinte la specialist, pentru că de regulă în acest stadiu de sciatică paralizantă este vorba de o hernie de disc, hernie care trebuie operată de urgență. Da. Dacă hernia de disc lombară nu este foarte avansată, care ar fi medicația, doamna doctor? În condițiile în care, să zicem, nu avem fragmente discale migrate la nivelul canalului medular sau durerea nu este deosebit de intensă și avem asociată o contractură musculară paravertebrală, atunci trebuie să facem o combinație între miorelaxante și antialgice. De ce? Pentru că această contractură musculară paravertebrală accentuează durerea, iar durerea crescând în intensitate, de asemenea, accentuează contractura musculară paravertebrală. Și astfel pacientul se află într-un cerc vicios, cerc din care nu poate ieși decât, bineînțeles, cu tratamentul adecvat. Și atunci tratamentul adecvat ar fi tratamentul miorelaxant, de relaxare musculară, tratamentul antialgic. Și de asemenea sunt anumite condiții în care compresiunea pe nerv și pe pachetul vasculonervos de la acest nivel duce la
tulburări circulatorii și la formarea unui edem local. Și edemul local accentuează de asemenea compresiunea pe nervul sciatic și accentuează durerea. Iar în acest caz va fi nevoie de tratament antiedematos, fie că folosim substanțe cortizonice, fie că folosim antiinflamatoare nesteroidiene, dar trebuie să adăugăm și această categorie de medicații. Este nevoie și de recuperare medicală? Depinde de situația în care se află pacientul respectiv. Atunci când este în puseu acut și durerea este foarte intensă, pacientul abia dacă poate fi examinat, pentru că orice mișcare, orice pas, orice mobilizare a membrului inferior, mai ales dacă este în stadiul de sciatică, îi provoacă dureri deosebit de intense. Tot în acest stadiu noi putem constata că el are tulburări de sensibilitate, că are abolire a reflexelor osteotendinoase în funcție de localizarea herniei. De exemplu, dacă este vorba despre o hernie la nivel L3, L4 sau L4-L5, pacientul resimte dureri pe fața anteroexternă a gambei și piciorului și fața dorsală a piciorului, lucruri care ne ajută pe noi foarte mult să ne orientăm apropo de diagnostic, iar dacă are o hernie L5S1. Durerile sunt localizate pe fața posterioară a gambei, plantar, până la nivelul halucelui. Aceste spații sunt spațiile la care se produc cel mai fervent herniile de disc lombare, iar noi ne dăm seama de acest lucru după semnele clinice pe care le prezintă pacientul. Când iese din puseu acut, datorită tratamentului pe care îl administrăm, atunci eventual o să cerem un consult interdisciplinar, consult balneofizioterapie, recuperare medicală, iar medicul specialist îi va recomanda tratamentul recuperator, ședințele de fizioterapie sau exercițiile de kinetoterapie pe care trebuie să le efectueze pacientul pentru întărirea musculaturii paravertebrale. Acest tratament se urmează până ce pacientul nu mai are dureri și are o stare de sănătate mai bună sau este pentru tot parcursul vieții? Tratamentele în durerile lombare acute, de regulă, sunt pe o perioadă limitată, vorbesc de tratamentul medicamentos, pentru că, în general, durerea pe tratament, pe schema completă, cedează cam într-o săptămână, două săptămâni, maxim o lună, în condițiile în care nu este vorba, bineînțeles, despre o hernie de disc care este compresivă sau nu este vorba despre un fragment migrat la nivelul canalului vertebral, pentru că în această situație durerea nu cedează, iar în momentul în care durerea este persistentă și nu cedează în pofida tratamentului pe care noi îl administrăm, iar pacientul începe să prezinte tulburări de sensibilitate, tulburări sfincteriene și inabilitate și deficit motor pe membrul respectiv, atunci are indicație urgentă de intervenție neurochirurgicală. În rest, durerea cedează, iar pacientul va efectua fizioterapie. Procedurile de fizio și kinetoterapie de regulă se repetă după un anumit interval de timp, cam la 6 luni. De asemenea, pacientul poate să efectueze și tratament balnear, însă toate aceste recomandări le face medicul specialist de recuperare medicală. Dacă, bineînțeles, repet, nu ne aflăm în situația în care trebuie să recomandăm intervenția neurochirurgicală. Netratată hernia de disc lombară, la ce complicații poate duce? Netratată hernia de disc lombară se comportă precum un proces înlocuitor de spațiu sau un proces tumoral situat la nivelul coloanei vertebrale și mai ales coloanei lombare. Și atunci, progresiv, se agravează durerea, apar semnele de deficit, ne apare așa numită claudicație intermitentă medulară, o simptomatologie care este caracteristică și tumorilor spinale. Respectiv, pacientul când este în repaus este într-o stare de bine, în momentul în care face efort este în ortostatism, se deplasează sau încearcă să ridice o greutate,
apar durerile și semnele neurologice de deficit. Abolirea reflexelor osteotendinoase, deficitul motor la nivelul unui membru sau ambelor membre, sau chiar semnul Babinski. În momentul în care pacientul este în repaus, aceste simptome dispar și acest lucru ne ajută pe noi să punem diagnosticul unei compresiuni permanente de acest gen. Neoperată, sciatica de pildă paralizantă va determina un deficit motor permanent la nivelul membrului interesat, care deficit motor poate să nu se remită chiar în cazul în care se va efectua intervenția neurochirurgicală sau în cazul în care pacientul efectuează și tratament recuperator și proceduri de fizioterapie. Poate fi prevenită hernia de disc lombar și dacă da, ce ar trebui să facem? Pacienții în general și mai ales cei care prezintă dureri lombare cronice cu acutizări frecvente și mai ales acutizări în condiții de efort fizic, ar fi indicat să se prezinte la medicul specialist pentru un control în care, într-adevăr, medicul specialist să le precizeze atât un tratament sau ce ar trebui să facă pe viitor, ce ar trebui să evite din punct de vedere al mobilizării, al eforturilor fizice, tocmai ca să prevină apariția acestor hernii de disc. Noi trebuie să fim conștienți că, pe măsura înaintării în vârstă, modificările degenerative ale coloanei apar la aproximativ 80% din indivizi, chiar așa spun studiile medicale, că 80% dintre adulți prezintă cel puțin o dată în viață un puseu de durere lombară. Cu alte cuvinte, aceste modificări le putem prezenta cu toții, iar în momentul când puseele dureroase devin deosebit de intense, numai specialistul este cel care ne poate spune ce avem de făcut pe viitor. Da. Doamna doctor, un telespectator ne spune că are dureri de spate, care coboară pe picior și vrea să știe dacă ar putea fi hernie de disc lombară și dacă da, ce investigații ar trebui să urmeze? Dacă pe fondul durerilor lombare cronice s-a instalat această durere cu intensitate mai mare și iradiere pe un membru inferior, este mare probabilitate de hernie de disc. Primul lucru pe care trebuie să-l facă este consultul de specialitate, iar investigația imagistică pe care trebuie să o facă pentru a se preciza diagnosticul este rezonanța magnetică nucleară. Rezonanța magnetică nucleară ne precizează diagnosticul, iar în momentul în care avem imagistica efectuată, atunci și specialistul poate să-i spună dacă tratamentul medicamentos îl ajută sau dacă trebuie să intervină și neurochirurgul în această situație. Da, și aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Doamna Cristina are senzația de arsură la nivelul gambei stângi și nu mai are siguranță la mers. Despre ce poate fi vorba? Fie că a existat sau nu a existat durere, aceste parestezii la nivelul gambelor, la nivelul gambei și inabilitate, de asemenea, poate fi determinată de o patologie lombară, de o hernie de disc, însă în această situație investigațiile trebuie să fie multiple, pentru că durerea, dacă este, repet, numai la nivelul gambei, trebuie să investigăm și partea circulatorie înainte de a investiga partea lombară. Adică aici poate fi vorba fie de o patologie vasculară, dacă excludem patologia vasculară, atunci rămâne de investigat patologia coloanei lombare. Da. Unde vă pot găsi telespectatorii? Zilnic în clinica de neurologie a Spitalului CF2 din București sau în clinica Sanador Victoriei sau Regina Maria Băneasa.
Doamna doctor Emilia Furdu-Lunguț, vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi și să știți că vă reaștept cu tot dragul cât mai curând posibil. Vă mulțumesc pentru invitație, telespectatorilor le mulțumesc pentru atenție, la revedere! Dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane, în două minuțele revenim cu un alt invitat.